Bine, v-am regăsit, stimați telespectatori. Iată că traversăm vremuri dificile, vremuri în care numeroși sătmăreni nu își pot pune în valoare pasiunile ca urmare a restricțiilor menite a limita transmiterea noului virus COVID-19 și, așa cum știți, aproape toată vara competițiile sportive au fost interzise. Totuși, dacă facem o analiză mai profundă, veți putea constata că acele competiții sportive care au fost organizate de către asociațiile, cluburile de profil în creșterea porumbeilor, nu au fost interzise pentru faptul că aceste competiții nu au nevoie de spectatori și, în egală măsură, se poate menține sau s-a putut menține acea distanțare fizică. La fiecare columbofil care a fost înscris în competiție, erau prezenți doi oameni, adică acel columbofil care a lucrat ani de zile probabil pentru a-și constitui un lot de porumbei pentru această competiție, respectiv arbitru care iar nu avea nevoie ca să fie în permanent dialog sau contact cu proprietarul. Și aflându-ne acum la sfârșit de an chiar, putem spune cu toată convingerea că a fost încheiat sezonul competițional înainte de a se instala toamna respectivă, începutul de iarnă. Pentru a afla care a fost evoluția porumbeilor aflați în volierele membrilor clubului columbofil național Tipler România, l-am invitat în studiourile Informația TV pe domnul inginer Viorel Bențe, cel care este columbofil, dar este și președintele acestui club. Bine ați revenit, domnule Viorel Bențe. Bine v-am regăsit. Bună ziua tuturor. Da. Așa cum prefațam, anul competițional s-a încheiat, da? S-a încheiat. Ori în orice competiție, inclusiv cea columbofilă, cu siguranță sunt învingători și învinși. Deci nu toți participanții sau cei înscriși în competiție au reușit să înscrie un palmares, ce știu, locul 1, locul 2 sau locul 3. Unii ar fi realizat probabil punctajele necesare respective, orele și minutele care să-i fi plasat undeva în top, vârful clasamentului sau știu eu în primii trei, dar așa cum discutam înainte de a intra în emisie, Uliu de regulă e atât de vigilent încât mai taie din elanul celor care practică acest sport. Vă rog să faceți o scurtă prezentare a anului competițional, adică spre deosebire de anul precedent, când au fost fără probleme de COVID-19, fără restricții de genul celor care acum trebuie să le respectăm. Deci să faceți așa o paralelă, dacă vreți, vis-a-vis, repet, de etapele care au fost înscrise în calendarul competițional pentru 2020. În calendarul competițional al Clubului Sportiv Național Tipler România sunt 7 etape. 3 etape sunt de maturi, 2 etape de tineret și 2 etape sunt mixte. Față de anul trecut am fost nevoiți, fiind starea de urgență, să anulăm, efectiv am anulat 2 etape, primele 2 etape, și atunci în loc de 7 am avut 5 etape. Pentru anul acesta, campionul național absolut a fost stabilit în urma rezultatelor celor 5 etape, la fel campion național tineret din cele 2 etape de tineret, iar maturii din cele 3 etape.
ca și timp de zbor, noi am avut rezultate chiar bune și foarte bune. Satu Mare a revenit pe podium și a câștigat anul ăsta după o pauză de vreo 2 ani de zile și nu putem să zicem că a fost o perioadă chiar atât de rea pentru noi, fiind pasionați, neavând posibilitatea să ne mișcăm și să mergem în altă parte. Ați făcut sport, vorba aia, pentru că voliera. Am făcut sport și ne-am ocupat timpul cu pasiunea pe care o avem. Competițional nu am reușit și nu s-a reușit exact. Vechea poveste care devine tot mai acerbă a răpitorilor, care efectiv elimină orice șansă. Dar felicit și mă bucur că unii colegi au reușit și au reușit să confirme. Deci, pe lângă muncă, a fost problemă și de șansă, da? Adică șansa vis-a-vis de răpitori. Ca și în orice, și norocul face parte din... Aceste păsări fiind ocrotite de lege, nu există toate șansele ca numărul lor să mai crească, deci să vă producă pagube și mai mari. Da, din păcate descurajează și față de anul trecut, ca și număr, pe lângă că am avut un număr mai redus de etape, am avut și un număr mai redus de concurenți. Este o problemă, începe să devină o descreștere a numărului de concurenți. Din ei, unii se elimină cauze naturale. De exemplu, domnul Macara, cel care deține recordul de zbor, a decedat în anul acesta și... Și a preluat cineva, Porumbei, să zicem, voliera, în ghilimele, deci porumbeii sau... Au fost mai mulți colegi care au... S-au împărțit, vorba aia. S-au împărțit, da. Da, da, ce să facem? Din păcate, asta este cursul vieții. A dispărut un competitor care ridica mult ștacheta și era... Adică dădea de lucru celor care te sunt mai tineri sau mai puțin experimentați. Da, da. Adică îi ambiționa. Era momentul în care trebuia să te ții după unul care știe și e foarte bun, te motiva. Acum, legat de porumbeii care avem, cum am mai spus și ăsta, s-au adus porumbeii de o valoare genetică și cu rezultate, cu tot felul de pedigree, ca așa le numim, bune și foarte bune, care dar, din păcate, nu am reușit să confirmăm cu ele. Așa cum discutam și în alte emisiuni, nu înseamnă că din părinți, cu ghilimelele de rigoare, campioni, vei avea numai campioni. Nu. Poate că e doar o câtime din puii obținuți de la cei campioni care, prin muncă, prin antrenament, pot să ajungă și ei în ceea ce se numește performanță. Adevărul e că că și în acest sport, ca și în orice în lumea asta și în viață, fără muncă și fără un picuț de implicare, nu faptul că îți aduci doi porumbei care provin din sau sfrați cu alți campioni sau așa, nu-ți certifică și nu-ți garantează succesul și că vei fi neapărat pe podium, pentru că de acolo intervine munca și priceperea și mulți factori, norocul, șansa și toate. Da, dar trebuie să mergi mai departe pe așa numita selecție. Exact. Să vezi care din puii obținuți au aptitudini care pot fi cultivate, care pot fi corect lucrate. Și acum știți și noastră, ați avut și ați avut porumbei, fiecare după gustul lui. Sunt unii care preferă o anumită culoare. Întotdeauna va avea o afinitate față de o culoare, de o formă a corpului,
ciocul mai mic, mai lung, mai, dar nefiind un club care se bazează pe partea de frumusețe și de partea de show, nu contează decât timpul. Nu mai contează, poate să fie negru ca ceara sau alb ca știu altceva, ca zăpada, dacă are aptitudini de zbor, e exact. Ok. Adică presupun că nici standardul rasei nu e atât de riguros în ceea ce privește culoarea, în ceea ce privește penajul. Nu, nu este. Standardul rasei este un standard general. Nu deci e un standard permisiv. Exact. Cel puțin așa să zici că, băi, dacă nu e albastru, nu, e. Nu intri în competiție. Dacă nu e, știu eu, desenul ăla obișnuit sau arhi cunoscut pentru albastru zburătorii de găleat sau știu da. Eu, iarnul sau... Bine, acum mă gândesc că la Berzați nu se întâmplă aceste ieșiri din standard, că aia sunt de regulă ca și pictați. Să știți că mai nou au apărut la Berzați culori galbene decât griul clasic care chiar acum, decât acel gri clasic este cu galben, cu roșu, închiși la culoare, Berzați negri, Berzați roșii, au apărut tot felul de varietăți. Într-adevăr, nu sunt folosiți în competițiile de zbor. Din păcate, în satul mare nu mai concurează nimeni. Aveam doi concurenți în Odorheiu Secuiesc, care mai aveau Berzați și concurau cu ei și nici ei. Datorită vârstei, nu mai concurează de vreo 5 ani de zi. Înseamnă că rasa respectivă se cam pierde, cel puțin la cei pe satul mare. Cred că mi-aduc aminte că, așa cum discutam și cu alte ocazii, acum 30-40 de ani erau mai mulți iubitori de Berzați. Bun. Nu numai de tipleri. Păi, de tipleri englezi erau mai puțini, erau puțini. Era de zic, deci erau Berzați mai mulți. Da, ei dominau. Erau în vogă erau la vremea vogă. Aia. Și cred că în curând vor redeveni și, știți, și noastră stilul lor de zbor foarte agitat și foarte rapid te avantajează la răpitoare. Tiplerul englez este un sportiv așa de anduranță, zboară încet, dozează energie, ca să poți să zbori 19-20 de ore, trebuie să-ți formezi un ritm și mult antrenament. Într-adevăr, durata de zbor la Berzați nu este atât de mare. Și acum, Johnny Sasu, când a făcut propunerea, dacă se poate numi așa, de standard și propunere de regulament de concurs și chestii din astea, se număra și se numără și în continuare printre cei care au crescut cu porumbei în sânge, dacă se poate numi așa. Adică a știut tot ceea ce există în satul mare pe acest segment, adică porumbei zburători. Așa e. Domnul Sasu, el a colaborat cu atunci președintele CNT-ului din Anglia, cu Cowchefer. El a tradus regulamentul. Și a început să-l adapteze, dar probabil luând în seamă și materialul genetic de care dispunea ca și satul mare atunci. Ca și adaptare prea puțin, numai chestiile locale la noi. Bun, dar zic, chestii tehnice mă gândesc, vis-a-vis de cum, ce, deci da. Cum se organizează un concurs, care sunt să știți că obiectivele și... Proporție de 85-90% este același ca și regulamentul englezilor, care e de 104 ani același. Și la noi, din momentul în care a devenit ca și club oficial înregistrat, bine că a suferit el unele modificări împreună cu voiajorii înainte, dar regulamentul la rasele de zbor, tipler, ciung, berzați, zburător de galați și mai exista o rasă, codalbi, dar aia nu mai are nimeni.
este același. Din 1982, de când este înregistrat clubul, este același regulament, nu s-a modificat nimic. Bine, acum presupun că mari ajuste nu cred că s-ar impune decât așa, să vă mai ridicați ștacheta vis-a-vis de timpul de zbor, nu? Păi timpul de zbor nu te limitează regulamentul, acolo te limitează performanța. Nu, dar cum să zici, acum, cei care nu realizează un anumit timp de zbor din oficiu sunt descalificați, deci nu... Nu, descalificările nu sunt. Nu, dar mă gândeam așa că poate fi o treabă care nu se mobilizeze oarecum pe columbofil. Timpii de zbor nu descalifică, pentru că nu sunt alte criterii. Dacă dispariția unui porumbel, se așează un porumbel din stol și... Sârbii au început să adapteze, cum ziceți dumneavoastră, acel regulament CNT, l-au adaptat și au eliminat partea de influențare cu becul. Adică la noi există de la ce oră până la ce oră ai voie să lansezi și ora de întunecare. Și după ora de întunecare se schimbă regulamentul. Atunci, dacă după ora de întunecare ai influențat, influențarea e efectivă, aprinderea becului și lansarea celor droperi, că-s pavaș, că-s toboșar sau ce rasă folosește fiecare crescător, general porumbei de culoare deschisă ca să pot, să poată să fi văzut. Ușor de a repera. De a repera. La regulamentul CNT ai o oră în care trebuie să-i cobori și o oră în care trebuie să-i prezinți arbitrului ca să-i confirme. Că dimineața, în perioada dimineață, porumbei trebuie să-i areți arbitrul, de fapt nu îi areți doar inelul, el și îl notează ca să confirme că e același porumbel. Inelul ăla e ca și la oi și la vaci, da, unic la fiecare. Elementul de identificare. Identificare, corect, da. Și sârbii au eliminat această oră de întunecare și ei efectiv permit influențarea zborului cu niște reflectoare care sunt orientate în sus ca să-l ajute pe porumbel să se orienteze în zonă, să repereze. Da. Altfel, să nu coboare la vecin. Nu e de coborât poate să coboare, că poate să-l sperie ceva, dar la noi porumbei zboară noaptea pe întuneric fără influențare. Influențarea poate să fie, există surse de lumină, iluminat, o stradal, eu știu, o fabrică sau ceva ce e foarte iluminat, poate să te avantajeze un pic. Bine, dar după câte știm, busola voiajorilor, acum facem o paranteză, funcționează atât de exact încât nu are nevoie de lumină și de altceva ca să poată veni din, nu știu, la mii de kilometri. Da, nu are nevoie de și acolo, uitați-vă, sunt și la voiajor, sunt linii care vin și noaptea, pot să zboare și sunt, dar și acolo, ține de individ, de selecție, de munca aia, deci care... acolo busola merge fără lumină. Merge busola în partea de orientare, acolo contează. Bine, dar din câte am înțeles acum că facem o paranteză, se caută și pe mai departe explicațiile privind simțul de orientare al voiajorului. L-ai dus în, nu știu, Katowice sau știu eu, la primul zbor, că îl duci în rulotă sau știu eu, și ăla vine acasă. Da, exact, la lansare vine acasă. Pe când ajungi tu bine acasă sau poate mai repede decât tine, el e aici, că face poate 100 de kilometri la oră sau peste 100 de kilometri. Da. Dacă e avantajat cu zbor din spate, poate să prinde peste... Și mai ales dacă acel columbofil care îi transportă, le-a dat mâncare, le-a dat apă, să zică, mă, nu mai trebuie să coboare până 10 ore. Adevărul e că la partea asta de voiajori, colegii care... pasiune comună, dar rase diferite. E pe segmente, adică sunt alte modalități de organizare a competițiilor. Totul, e cu totul diferit, totul e diferit. La partea de tipper englez, ai avantajul că nu, adică îți permite să lansezi 3 sau până la 24. Și
îți oferă șansa de a nu face deplasări. Da, pe lângă... Adică zboară pe lângă șansa, mai mult în jurul casei. Pe lângă șansa de a nu face deplasări, exact despre ce vorbim acum, de partea asta de pandemie, de ce se întâmplă. Partea de sanitație veterinară și de control a bolilor e mult mai ușoară. Lansezi porumbelul din cușca ta, coboară pe cușca ta și îl introduci înăuntru în cușcă. Pe când acolo intră... Șansele sunt minime să intre în contact cu alte păsări. În aer nu prea, nu stau pe o ramură sau undeva. Ori acolo intră într-o cușcă împreună cu alți indivizi din altă colivie. Deci în orice clipă pot să transmite anumite boli, fie și pe timpul transportului. Sigur. Deci de la proprietar, să zic așa, până la punctul de lansare. Sigur, dar au și fost după ce au sosit porumbei la mai mulți crescători, după aia le-au murit, până au depistat ce boală îi, ce medicație să dea, au avut pierdere. Și acum știți, nu asta, un porumbel sau un animal nu poate și niciun organism nu poate să-i ceri performanță dacă nu e în stare de sănătate perfectă și hrănit și odihnit și toate condițiile. Marea problemă este că probabil și astăzi sunt prea puțini medici veterinari care s-au specializat, să zicem așa, pe porumbei și păsări în general, pentru că degeaba te duci la un medic veterinar care e as în ceea ce privește bovinele sau oile sau caprele, la porumbel să uită mai ce, nu știu, vom încerca să vedem ce, desigur, ce boală are. Eu mi-aduc aminte că pe vremea când aveam porumbei, la un moment dat am dus la direcția sanitară veterinară, să uitau ca la felul 5, până le-am dus și cadavru, le-am dus și porumbel bolnav. Mă zic, voi faceți ceva, spuneți-mi și mie ce este, că zic, dacă nu găsiți niciun leac pentru ei, adică să-mi recomandați ceva, în câteva zile tot se duc. Se curăță. Așa e, așa e. Ori acum când efectivele de animale, indiferent care felea, vaci sau oi sau știu eu, sunt oarecum concentrate în anumite ferme, în anumite chestii din astea, acolo sigur există medici, să le zic eu așa cu ghilimele, specializați. Dar cred că sunt foarte puțini și astăzi cei care se pricep la porumbei și cum au luat având creșterea păsărilor exotice, cred că și acolo e o problemă în ceea ce privește specializarea medicilor veterinari, pentru că la facultăți nu prea învață așa ceva. Și pe lângă că nu prea învață așa ceva, nu s-a studiat partea asta așa de mult. Pe partea asta de specializare sanitar-veterinară columbofilă, foarte mult și mult ne ajutăm cu ce se cercetează și foarte multe și se axează în partea asta, în Belgia și în Olanda. Acolo, pentru ei, e o industrie, efectiv, columbofilia. Și de acolo se fac multe experimente și multe vaccinuri și multe medicamente se aduc, dar într-adevăr este pasărea se tratează total diferit față de celelalte animale. Asta exact așa cum... Legat de parte exotică și din astea am acasă și papagal și ăsta și într-adevăr am întâlnit când n-am avut și nu prea cunosc. Nu... De-aia zic, deci sunt prea puțini cei care ar putea emite cel puțin așa o prezumție pertinentă care să fie aproape de ceea ce ai tu sau ar fi probleme cu acea pasăre care de multe ori este mai valoroasă din punct de vedere sentimental decât banii pe care i-ai primit pentru un porumbel sau doi. Și partea legată și de partea materială. Să ținem cont că cel mai scump porumbel a fost vândut în Belgia de vreo două luni cu $1,650,000. Deci au început și partea asta să
Într-adevăr, trebuie să ai banii ăia și să ai și porumbelul să ai care și să poți dovedi performanțele. Performanțe, pentru că așa cum vorbeam la începutul emisiunii, nu-i sigur că acel performer o să-ți dea pui care vor deveni performanțe. S-ar putea să-ți dea pui pentru expoziție ca să fie frumoși ca și conformație corporală, să zboare câteva minute sau câteva ori, să zică, nene, asta e puterea mea. Da, da, poate, sau poate să dea indivizi care au, dar nu performanțe de top. Deci, rămânem la ideea că pot fi și pui cu un material genetic deosebit care să poată performa, dar pot fi și din aia care sunt mediocri, să nu spun altfel. Pot. Șansele și genetic, șansele din două vârfuri, șansele să ai mai mulți mai slabi, sunt mai mari decât mai mulți iar mai buni. Să nu mai vorbim de faptul că în dorința de a obține performeri, de multe ori se face consanguinizare și atunci îi distrugi sistemul imunitar, îi distrugi o serie întreagă de lucruri și până la urmă e valoros și nu e valoros acel porumbel. Păi exact ce povesteam mai înainte, ca să ai performanță pe lângă valoarea genetică a individului, pe lângă pregătirea, urmează sănătate, odihnă și alimentație. Dacă un individ care este consanguin, într-adevăr, consanguinizarea asta se poate face controlat pentru a întări un anumit caracter, dar în momentul în care aduci un plus, îți scade din altă parte și în general scade exact din partea asta de rezistență și unde la un moment dat te va taxa. Chiar contează. Da, normal. Acest sport. Contează. De ce ziceam de consanguinizare? Când vine în minte acum, vorbeam cu cineva despre un crescător de găini și ăla, nu-i dau numele că e cunoscut, dar și ăla are găini performante. Deci constituție corporală, celelalte, în schimb, majoritatea sunt obținute pe seama consanguinizării. Deci, ceva ce nu se recomandă în general. Nu se recomandă, decât la indivizii chiar foarte valoroși. Și consanguinizarea depinde cum vrei să o faci, ce caractere. În general, cum ziceți dumneavoastră, la partea de frumusețe și de standard, nu contează, dar contează. Că în momentul în care e consanguinizat și dacă vorbim de găini, îți ajunge primul și cei sigur efect care l-are, reducerea numărului de ouă produse într-un an de zile. Degeaba, deci prolificitatea scade prolificitatea automat. Scade prin numărul de ouă, după aia fecunditate și așa mai departe, procentul de eclozare și tot. Da, mergem pe varianta că nu-i câștig fără pierdere, nu? Păi nu-i câștig, dar într-adevăr, cum ziceți noastră, o găină, un pui din ăla să vinzi cu 100 de euro, da, îți justifică până la urmă. Culmea este că și în acest proces, că aș putea spune ameliorare și în cazurile astea, se implică oameni care nu au probabil suficiente cunoștințe pentru a vedea care sunt căile de urmat și până unde, F1, F2, știu eu, deci până unde poți merge și cu această consanguinizare, pentru că schema de ameliorare îți spune că F1 merge așa, să poate tată după aia cu nepoată, ce știu, deci sunt niște scheme din astea, dar nu cred că toți, în special cu lumbofilii, că toți le cunosc. Nu le cunosc și multă lume merge... Și atunci ratează, adică lucrează ani de zile și se trezește cu efect zero, adică nu are acele performanțe care și le-ar fi imaginat. Păi nu are, pentru că exact asta ziceam, el urmărește niște caractere, nu performanța, că de multe ori poate mai bine ai face selecție din indivizi decât să încerci să fixezi caractere, pentru că la fel cum vorba unui coleg de club, nu pastila zboară. Multă lume crede că dacă ai luat, le dai nu știu ce vitamine sau ce cred ei, fiecare ce crede... Îi dopezi, nu? Da, îi dopezi. Asta e o dopare.
Vei avea și performanțe. Nu, antrenamentul. Dacă porumbelul ăla nu știe ce înseamnă efortul, nu știe să treacă peste punctul critic, peste toate treburile astea, nu, iar un porumbel care îi consanguinizat și nu mai are acea rezistență fizică, la efort, normativă, la efort, într-un final, că asta e, nu? Exact, ăla va claca. Cu toate că individul, el ca valoare genetică, e net superior. Însă nu poate să-și o pună în evidență și... Deci acel individ rămâne ca și exponat într-o colivie, într-o expoziție, acel individ, și acel nimic mai mult. Individ poate să rămână la matcă, dar nu va performa niciodată. Da. V-aș propune că să prezentați care au fost rezultatele și... Acum... Mai continuăm discuția, că mai avem încă... Am încheiat cele, v-am spus, 5 etape, anul competițional. Deci pentru campion național absolut este domnul Bonea Sorin, 59 de ore 7 minute din Satu Mare, Presura Radu, 52 de minute din Bistrița, Stoica Ștefan cu 47 și 27 de minute din Arad. La campion național matur, tot Bonea Sorin cu 39 de ore și 13 minute, din Satu Mare, Presura Radu din Mehedinț și Nemet Izolt cu 29 de ore și 14 minute din Satu Mare. La campion național tineret, Stoica Ștefan 19 ore 55 de minute Arad, Bonea Sorin 19 ore 54 de minute din Moftinul Mic Satu Mare și Presura Radu cu 19 ore și 52 de minute. Aici a fost bătălia foarte, foarte aproape. Locul 1 de locul 2, un minut și dincolo 3 minute. Bine, într-un final, ca și la orice competiție sportivă pe care o vedem, nu știu, atletism sau știu, la un moment dat de partajare se face pe poză. Corect. Da? Deci da. Să vezi care o întins mai bine piciorul. La milimetru. Așa că și aici, în sporturile columbofile, deci în zbor, deci băi, cât i-au făcut 10 secunde în plus, păi îmi pare rău, tu ești cel mai cel. Dacă se merge chiar cu atâta rigoare. Până la urmă, asta e și frumusețea sportului, nu? Să existe acolo, în momentul în care vorbim de minute și același lucru, înseamnă că există o performanță și tacheta este undeva sus. Legat de zborurile la etapele de tineret, recordul vechi este din 1976 al lui domnul Boloc Ștefan din Cluj și este de 17 ore și 12 minute la tineret. De atunci n-a mai reușit nimeni să-l ăsta. Deci n-a fost zborurile de record. Nu, dar atunci era un singur zbor a fost de recordul național. Acum, okay, dar... astea două sunt cumulate din două etape. Da, dar să faci 17 ore cu pui, adică e ceva. Păi este adică recordul... de multe ori nu reușești cu adulții pe care îi antrenezi și îi pregătești să obții. Păi... sau zici, băi, dacă fac 19 ore cu adulții, am făcut foarte bine. Păi 19 ore și 2 minute e recordul național la noi, în România. De-aia zic, deci... E ceva timp, dar la tineret recordul mondial este de 20 de ore și 29 de minute. Păi nu mai trebuie să doarmă, că dacă o porni dimineața, au zburat până în ziua următoare. Da, anul ăsta a fost doborât recordul, înainte l-avea... în Irlanda au și decedat sărac. Scapă numele acum crescătorul. În sfârșit. Și a fost doborât recordul, înainte era de 22 de ore și 5 minute și anul ăsta s-a zburat 23 de ore și 11 minute. Deci acolo poți să zici că ai mers, trebuie să mergi măcar cu 15 ore înainte de lansare, până coboară porumbei, până asta, deci ai mers și ai stat o zi. Da. La... Mai poți dormi un somn până ce coboară ei. Păi... Am zis, tot vorbeam despre păsele răpitoare. Ce puteți spune telespectatorilor noștri vis-a-vis de
concurenți descalificați în cele 5 etape, de pildă ca urmare a atacului de răpitori, pentru că din câte am înțeles eu, dacă din acel stol de 3 sau indiferent cât ar fi stolul, dacă unul e atacat de Uliu, se descalifică. Ești vorba indiferent de performanța pe care o obțin ceilalți porumbei. Păi o să mă dau pe mine exemplu, inclusiv anul ăsta am participat porumbei. Am participat la etapă de tineret, am lansat 3 pui și după 10 minute de la lansare am avut atac. A fost atac. Regulamentul zice așa, la dispariție de mai mult de o oră a unui porumbel, dacă nu-l vede arbitru, ești descalificat. Înseamnă că și-a pierdut busola, au rătăcit. Deci nu neapărat atacul de răpitor. Nu neapărat. Sau dacă dispare, efectiv. De-aia zic, deci și-a pierdut busola și... Sunt porumbei care cedează și se așează. Și atunci nu... Dacă nu-i în stol într-o oră, atunci se descalifică. Și a revenit porumbelul după vreo oră jumătate, într-adevăr. S-a unit și a zburat până seara. Locul 1 a fost atunci în Bistrița, 9 ore și 6 minute, ceva de genul, și eu i-am coborât la 13 ore și ceva, dar mai zburau porumbei, că n-avea niciun rost. Zburau de dragul zborului. De dragul zborului. Am avut colegi care 17-18 ore de zbor și descalificați că au avut... Eu zic că mi-aduc în aminte că în anii trecuți erau performanțe, să le numesc așa, la zbor și am rămas șocat și cât descalificat. Da. Și cel de pe locul întâi, de pildă, nu avusese rezultatul celui care a fost descalificat. Da, se întâmplă. E un pic frustrat așa. Adică sunt niște, zic eu, enormități. Niște lucruri care, de fapt, sunt independente de voința ta. Deci faptul că intră Uliu și îți atacă un porumbel, n-ai ce să faci. Deci aici mi se pare, sau zic eu, că ar fi oarecum strâmb regulamentul. Da, acum îi strâmb și nu îi strâmb, dar să știți că poate s-ar și specula prin treburile astea. Și atunci, dacă există un regulament, tu antrenezi porumbei știind acel regulament, asta e. Șansa anul ăsta am, eu nu am de... Deci, în primul rând, să te gândești la șansă, nu atât de mult la performanța păsărilor pe care le lansezi. Mă repet și v-am spus și în emisiunea trecută, problema cea mai mare e că nu ajungem noi ca și crescători să facem acea selecție pe care, cum ați zis și noastră, lansez 10 porumbei din care... văd, 2 se așează după o oră, i-a eliminat. Și atunci să-i selectezi tu cele 3 vârfuri. Și tu zici că, băi, din 50 de pui am 4 care sunt... 4 care merită. Garantat. Care merg, i-am selectat. Dacă nu atacă. Ajungi să selectezi ce scapă de Uliu. Și atunci nu-i sigur că... Plus, am avut în 2016. Tot așa zburasem 17 ore și ceva și nu, eram descalificat. Și am fost descalificat de ce? Tot lovise Uliu un porumbel, eu am vrut să-l înlocuiesc și era rezerva. Se ridica, dar avea o problemă. În momentul în care se agita ceva lângă el, fugea, se punea pe cușcă și se urca înapoi. Fusese atacat ca și pui de Uliu și atunci a rămas așa el cu... Și... Un pic nervos, vorba vine. Da, băi, până la urmă, instinctul de supraviețuire primează. Și în ultimul antrenament îmi ia unul din lot, din stol, dar la dimineață. Am dat drumul la ăsta, avea antrenament, zic, ăsta știu că merge. Și am dat și exact pe la, după oră și ceva, a fost un atac, dar nu asupra lor. Au venit Uliu Zoru, s-a speriat, s-a așezat pe cușcă, acolo s-a oprit concursul și
mers mai departe. Da. Vorba unui clasic în viață, Ghinion. Da, mai multor clasici în viață. Da, deci la celelalte clase, adică clase, zic eu, rase de fapt de porumbei, care, deci ale membrilor care sunt în club, care au fost rezultatele? Așa, să facem o scurtă trecere în revistă, pentru că mai avem un pic de timp. Aici știm bine, Satul Mare e exclusiv pe tipler, deci nu, tipler, da. deci nu face cu jumătăți de măsură să zic că am și din ăștia, am și din aia. Noi nu se mai concurează numai cu tipler, dar și ăștia din ce? Celelalte rase cu care concurăm în cadrul clubului sunt ciungi de Ploiești, varietatea a doua de zbor. Acolo anul trecut s-a stabilit și s-a ajuns la recordul național de 12 ore și 11 minute, un rezultat foarte bun, dar același lucru întâlnesc și colegii de la celelalte rase. Nu au putut să confirme, au renunțat, n-au putut să aibă tot stolul. E limpede că în momentul în care vezi că ai pasăre care zboară și vine uliu și îți ia o bucată, ești dezamăgit. Băi, zice, am lucrat la cooperativa în zadar. Da. Anul ăsta 6 ore și 53 de minute este cel mai lung zbor la ciungi. La zburător de galați, acolo, acum, sincer să vă spun, zburătorii de galați și cei de Severin, din ce am văzut eu și din ce știu de atâția ani de zile, se cam vede tiplerul englez, infuzia de tipler, și a crescut și perioada de zbor. Deci au lucrat la aptitudini. La aptitudini, nu mai există joc. Deci, efectiv, la... Păi și gălățenii, la un moment dat, erau jucătorii de galați, erau ca și aia rase, care ca îi și... știam, deci nu zburători de galați. Nu, ca aia și... că îl vedea așa, că ca și rase era face tâmbe. Zburători de galați, era roller de Cluj, erau pergui, cum le ziceam noi aici, în orientalii, da. Erau... Da, deci nu mai există jucătorii de galați, mai există ca și rasă, ca se folosește... Cel puțin ca și standard, nu? Ca și standard și de frumusețe. Ca și, ce să zic eu, desen, ca și penaj, că seamănă ca și penaj și cei pe care îi folosiți la zbor, da, deci seamănă, nu ca sunt, jucători. Sunt. Acum am... De vreo două săptămâni din Galați m-au contactat în numele câțitorva crescători care vrea să adere și ei în cadrul clubului nostru, ei având jucători, noi având și standard și regulament pentru jucători, atât și pentru zburători și pentru jucători, că să vină și ei cu ăsta, sunt câțiva, au revenit, au jucători. Zic, domnule, n-avem noi nicio problemă, numai că nu putem să vă încurcăm cu nimica, că noi nu ne pricepem aici în Satul Mare, trebuie să vă formați ca și grupă și atunci cu mare drag. Că... Și așa... Vă coordonați activitatea. Oricum, fiecare județ, Aradul se coordonează singur, Timișoara, Bistrița, și nu atâta e ce este nasol acum, că nu ne vom putea întâlni anul ăsta la premiere. Vream să facem, era rândul Sătmarului să facă din nou, dar... Să dați un chef, vorba bine. A, acolo, adică mai... niște momente de socializare. Da, și să știți că chiar au fost frumoase momentele astea. Am fost la Arad, după aia am fost la Timișoara, după aia am fost la Severin și... mergând așa de departe, vă dați seama că n-am mers în ziua respectivă, am mers cu o seară. Am mai stat, am mai fost la colegi, fiecare cu cușca lui, care e mai bun, care e mai nu știu ce. Și, na, ai mai stat la un pahar de vorbă, ai mai povestit, altfel. Da, pandemia a reușit să asigure acea distanțare fizică. Da, da. Adică fiecare să-și vadă de propria bătătură, să zică, băi, nu sărim gardul, că
Vorba vine, leopardul. Acum vom trimite, chiar săptămâna viitoare, voi trimite cupele la fiecare județ și atunci vor face, nu știu, fiecare responsabil tehnic le va înmâna. Să-și găsească modalitatea de a înmâna diploma și cupa. Da, anul ăsta chiar am făcut diferit. Am început de anul trecut, anul ăsta, fiecare an am zis că să învățăm câte ceva. Am făcut un anumit tip de cupe pentru campion național absolut, un anumit tip de cupe pentru campion național tineret și maturi, un anumit tip de cupe pentru etape, pentru că trebuie să iasă în evidență că... Da, iar trebuie să fie individualizate competițiile, adică etapele. Sigur, da. Într-un final, pentru că cel puțin la modul ăla, uite tu să ai câștigător de etapă sau câștigător, nu știu, campion absolut. Național. Campion național absolut, unde ai câștigat totul. Da. Domnul Iorel, mai avem încă vreo 4-5 minute la dispoziție. Având în vedere faptul că generația veche, să o numesc așa, să nu spun neapărat bătrân, că e un cuvânt urât, trece. Ce credeți că ar trebui să faceți și mai ales pe viitor, că așa și aveam de gând să vă întreb ce vă propuneți pentru perioada următoare, pentru a atrage noi membrii, dar mă gândesc în mod special la tineri și la copii. Să știți că m-ați încuiat un pic cu întrebarea asta și eu am mai zis-o și o spun, mă repet, din păcate nimic nu vine din spate. Am ajuns să fiu printre cei mai tineri membri și țin minte când eu m-am înscris în asociație, eram la liceu, eram chiar un puștan și erau bătrânii care și erau atunci, clubul avea 360 și ceva de membri. Acum suntem 70 în toată țara. Eu vreau să fac o glumă. Acum sunteți 36. Da. În satul mare nici atât. În satul mare, din păcate, nici atât nu suntem. Satul mare. Satul mare la treaba asta nu prea ne lăudăm. În schimb, cei din Severin au tineret și ca să îi încurajăm, am și zis că în momentul în care va veni un tânăr, vrea să se apuce, îl interesează, eu îi spun ce e și cum să facă. Material documentar, vorba aia, școala, îi dau și primele recomandări. O să-i dau și porumbei, cadou, ca să... Și nu aibă porumb, cu ce să înceapă. Să aibă cu ce să înceapă, nu cu ce am început eu, va trece de câteva, dar inclusiv cu mai mulți colegi din club am zis că vom face treaba asta, în momentul în care vine o să și pe această temă, dacă sunt doritori poate să mă contacteze, o să le arăt porumbei, o să le explic, dacă vor o să inclusiv cu porumbei o să îi ajut să le dau să aibă, să crească, să se ocupe și să facă altceva, un sport frumos. Pentru noi, pentru alții, o nebunie. Ce să vă spun? Zici că toată lumea are păsă, numai columbofilii au stoluri. Numai ca să schimbăm oleacă proverbul. Așa e. Da. Deci, printre obiectivele anului viitor, ziceți că se numără și preocuparea de a mări, injecta, cu ghilimele de rigoare, de a transmite microbul și unor tineri. Vorbim de transmitere. Adică microbul columbofiliei. Pasiunii. Nu virus, nu altceva. Adică să fim bineînțeleși. Da. Ce altceva credeți că ar mai trebui să faceți? Nu cumva niște... Bine, acum după ce ieșim din perioada asta de pandemie și de treburi din astea, nu cumva ar trebui să încercați să organiza prezentări de porumbei, dar în rândurile tinerilor. Deci prezentări, nu competiții, nu chestii din astea. Am intenționat, am vorbit cu
câțiva colegi care și cu cei cu animale mici de frumusețe, de blană da. Și așa, să facem efectiv ca și un fel de cărucior cu niște boxe și să meargă la școală, să le ducem la școli, să vadă copii, unde ne permite, că depinde de conducere, de... pentru că... Da. Deci ca să fie o activitate de promovare, dacă vreți. De promovare. Deci a le prezenta copiilor, că poate unul din 100 se găsește care zice, băi, mie mi-ar plăcea. Da, așa e. Și dacă nu-ți crești schimbul de mâine, la un moment dat acest sport se încheie. Se încheie și ar fi păcat, ar fi păcat. Nu știu, chiar nu cunosc și nu vreau să fac afirmații aiurea, dar nu știu câte sporturi sau câte cluburi au continuitatea acestui club și vechimea și performanțele, că până la urmă în satul mare au fost performanțe, că e un mediu restrâns, dar așa, cum se zice acum, în dinte de ferestrău, adică așa cu sus-jos. În ultimii 2 ani satul mare a fost cam pe la mijlocul clasamentului sau mai... Nu, n-a fost pe locul 1, dar locul 3 a fost. Problema nu a fost. Față de acum 7-8 ani când existau 3... Primii 10 erau satul mare și după aia... Da, ceilalți. Exact, deci tot declinul ăsta începe din momentul în care au început răpitoarele. De atunci, pentru că acum domnul Mocaro a fiertat, mi-era vecin acolo și vedeam. Eu am văzut antrenament de-a lui de 19 ore și urma concursul și i-a luat un pomer. Și nu mai avut pe ce să fie în concurs. Eu rămas numai 2. Deci am văzut antrenament, dacă antrenamentul lui era de 19 ore cu 2-3 antrenamente înainte de, emitea pretenții mari da. În timpul concursului. Da, domnul Viorela, tot timpul alecuată. Dialogul nostru s-a scurs, sper să putem continua și într-o altă emisiune. Vă mulțumesc pentru participare. Vă mulțumesc și eu și vă doresc tuturor sărbători fericite și multă sănătate. Stimați telespectatori, în speranța că invitatul meu, Viorel Bențe, președintele clubului Columbofil Național Tipler România, v-a prezentat o imagine, zic eu, destul de amplă, referitoare la rezultatele obținute de Columbofilii Sătmăreni în anul sportiv 2020. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Informația TV.